Așa că apă cei de la primăria din localitatea Băbana din Argeș și câte puțin pentru fiecare să ajungă la toți cei care au fântânile afectate. N-au altă cale de acces. E singura variantă de a ieși la... Temporar. Da. Sunt 210 familii, 136 numai case. Restul anexe de gospodărești, grajduri. Am făcut noi o evaluare, sunt peste 6 milioane de lei pagube. Rezultă veniturile comunei noastre pe 21 de ani. Familia Duminică are întreaga gospodărie răvășită de ape. Viitura i-a luat toate animalele, singura sursă de existență. Și acum unde sunt? Apă nu bem, apă nu mai bem de aici. Și de unde beți acum? Apă ne-a adus la primărie și mai avem un izvor. În alt colț al așezării, familia Ionescu stă prin vecini, după ce apa le-a devastat casa. Ce să facem? Dormim prin sat. La fiimea dorm. Acolo. Și norma cu copil de 4 luni doarme și-a tot prin sat. În comună sunt case în care nu mai stă nimeni. Oamenii s-au temut că pereții s-ar putea surpa peste ei. În casa din spatele noastră mai stă cineva? Nu. Păi nu se mai poate, nu se mai poate. Uitați. Au plecat? Da. Și unde s-au dus? La mama lui. În comuna argeșeană Băbana, 200 de familii au rămas pe drumuri din cauza inundațiilor provocate de ultimele ploi abundente. Niciuna dintre acestea nu avea casa asigurată.